Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Te începe deșteptarea. Bună dimineața, am văzut următorul titlu. Citez: Liviu Dragnea și-a văzut cerbii. Asta e un... Asta e... Ce se cheamă? Un cerb, cred. Că nu cred o fi domnul Dragnea. E mai de la te scria Liviu... Asta striga. Deci Liviu Dragnea și-a vândut cerbii, domnule, pentru a scăpa de datorii. Mai... A vândut ce-a prins. O mulțime de întrebări de aici. Adevărul e că fac curat. Și eu aș vinde. Dar nu dăm iertelor de cerbi. Da. Băi, deci nu asta, cine are cerbi și de ce ar avea cerbi, primul lucru te gândești, e în coarne cu ei, adică domnul Dragnea poate că se lua în coarne cu cerbi. S-a luat până a pierdut. De unde cumperi cerbi? Cât costă cerbul? De la cerbărie. Ce mănâncă cerbul? Da, cerbărie. Poți face un business din asta cu cerbi? Cum au unii canise, există și cerbărie? Am văzut că în anumite... Țări, la noi n-am prea văzut. Dar în Austria, de exemplu, am văzut de fiecare dată când am mers și am și cumpărat cerb de vânzări. Căprioară. Ce-ai văzut? Căprioară la magazin. Cum găsim noi vită. Măi, ăștia erau, sunt cerbi vii. Sunt vii. Cerbi. Sunt cerbi morți. Tu înțelegi? Sunt... Da, dar căprioară, cred că la un moment dat erau vii. Da, dar una e să găsești un magazin, mă, Luca, și alta e să ai căpriorăria, mă, tale. Erau în supermarketuri, deci bănuiesc că e un business bun și probabil că domnul Dragnea a exportat ciute. Zici? La magazine prin vest. Da, deci asta, coarne bun. Domnul Dragnea, știți, a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Teldrum. Teldrum, care era o super afacere pe vremea când dânsul era un super șef, acum a dat faliment, ca și dânsul, de fapt. Sunt praf vars. Teldrum inventase, dacă mai țineți minte, kilometru de 900 de metri. Uh-huh. Asfaltase 900 de metri pe post de kilometri. Erau foarte buni, da. Inovativi. Și fostul președinte al PSD este acuzat de procurori, acum e acuzat, pentru formarea unui grup infracțional organizat. Și întrebarea e, nu serios, acum s-au prins și procurorii? Da, Dragnea, adică, și cerbi. A trecut atât timp, exact, Dragnea și cerbi. Datoriile totale de Teldrum au ajuns la finalul 2021 la peste 71 de milioane de lei și i-au scos la licitație firma despre care se spune că este controlată de domnul Dragnea. Nu există dovezi clare aici, dar s-au vândut niște terenuri, plus, citez, 28 de cerbi din pădurea de la Plopii Slăvițești, care au fost ajudecați cu 400 de euro bucata, scrie publicația fanatic.ro. Care a fost foarte ieftin. Asta zic, nu luăm și noi vreo 3-4 cerbi. Asta, la banii ăștia îți luai unul din principiu. Uh-huh. E promoție. Și după aceea, cum faci, cum te ocupi? Deci, poți să cumperi cerbul, dar fără să ai pădure, de exemplu? Adică eu cred că i-au luat pădurea și au vândut tot ce au mai găsit prin ea. Că sigur, da, sunt și niște mure astea, ce mai e puri, de ce nu ești? Ciuperci, pârși, ce mai găsit asta prin pădure. Au dacă tot se valorifică, de ce nu vând și iepuri, aricii? Au iepuri țuști, când au luat pădurea, au sărit din ea. Cum ar fi așa la banii ăștia? Că la eu știu că e foarte scump ca trofeu de vânătoare, știi? Probabil că erau cerbi mai... cerbi de ăștia care nu sunt de vânat. Ei luase mai de mici. De casă. Pentru vânătorii noștri de pe recepție, mesaje pe WhatsApp, ca de obicei, vă rugăm, 0728 3132. Cât e cerbul? Cât e trofeul de cerb, da. Și cât e trofeu? Câteva mii de euro, sigur. Adică dacă dai la licitație 400 de euro pe un cerb, ce fel de cerb e ăla? E cerb fals, e cerb, e chinezărie, e cerb, da, chinezesc, ce e el? Și ca vânătorul, o fi așa, te duce ție la licitație un cerb de ăsta cu 400, te duci, le liberești, pe urmă îl cauți să-l împuști? Da. Sau el e deja în pădure. Și de unde știi ce cerb cumperi? Adică, eu să zicem că aș vrea să mă să cumpăr. După câte ramificații are pe coarne, știi vârsta. Păi și dacă sunt doi de aceeași vârstă? A fost la lecția aia, Luca. Cum se uită la tine, cum boncăluiește. Dar poți să iei un cerb de mic, îl crești, îl, să fie al tău, te duci în pădure și cum te asiguri că nu-l împuși ca alt nenorocit care nu are niciun drept asupra cerbului. Păi nenorocit și pe urmă vrei mesaje cu câte... Păi nu, dar zic, dacă e caz de confuzie. Deci tu ți-ai luat cerbul tău. Uite, da, 4.500 de euro la Suceava, zice cineva. 4.500 de euro? Da. Un cerb? Așa zice. Mă, băiatule, păi cum și de ce n-am luat cu 400 de euro? Păi n-am știut, i-au luat niște băieții deștepți. Da. Vezi, au apărut băieții deștepți din cerbărie, în afaceri cu cerbi. Incredibil. 4.500 de euro un cerb, mă, băiatule? Da, așa... Bun. Și ăștia-i vând cu 400 de euro? Nu,
se poate. Așa zic oamenii. Da. Mai cercetăm. Da. Apropo de cerbii lui Liviu Dragnea, eu cred că erau niște fake-uri ce au vândut. Dar erau mini cerbi sau ceva. Nu știu ce erau. Erau cerbi pavasonic ceva. Erau cerbi. Nu, ne-a dat mesajul un ascultător și a spus că există cerb. E cerb și cerb. Carpatin de la... Aha. Falnic. Ca lumea. Are și mai sunt unii de se cheamă rural țapi. Da, deci dar e lung mesajul și n-am venit timp să-l difuzăm acum tot. De asta... Deci asta e țap de Telorman sau ce? Asta e. Zice că există cerb carpatin, care e mare, aha, falnic, și mai e țapul, mai mici. Și există... Cerbul are o fată de îi zice ciută, da, care are niște puncte albe pe spate și mai e o căprioară care e toată... Căprioara e altceva. Maro și are soțul țap. Aha. Partenerul. Și deci ăștia sunt mai ieftini, mai... A, da. Deci nu i-au vândut pe deci post de cerb. Deci e posibil să aibă țapi, nu cerbi. Dar erau niște țapi. Da. Mici și... Netalentați. Da. Avem și mesaje. Altfel, dacă ar fi să fie cerb, zice că poate să ajungă până la 10.000 de euro. Trofeu. Un trofeu de vânătoare, că am întrebat vânătorii cam cât mai e prețul asta unui cerb. Deci pădurea aia de acolo, mă rog, au vândut de la Teldrum diverse, au scos la vânzare diverse păduri, e una care are 200 de hectare. Pădurea 200 de hectare, cu bunurile ei. Da, 200 de hectare cât la mall, la Ikea aici. Atât are. Ăla era terenul universității de agronomie, știi? Și l-a luat Nentu Popoviciu. Și a făcut... Și a făcut un mall acolo. A fost o afacere, super afacere, prin anii 2000. Și unde 28 de cerbi, nene? Îți dai seama că erau înghesuiți ca în tramvai, erau acolo. Da, exact. Săraci, țapi. Neața, băieții, o căprioară e 700 de lei, o autorizație. O ciută femeia cerbului e 6.000 de lei, un cerb e peste 8.000 de lei, gata. Dar nu ți-l dă pur și simplu, trebuie să scoți autorizație, plătești o autorizație de 8.000 de lei și mergi să-l vânezi. E posibil să-l prinzi sau e posibil să nu-l prinzi. 400 de euro m-aș fi băgat și eu. George din Iași, o dimineață plăcută. Aveți cel mai bine să exporți, uite, pentru că ne-a scris Dan din Belgia și spune că acolo sunt crescătorii de căprioare și de cerbi și că prețul de vânătoare pleacă de la 6.000 de euro în sus. În funcție de vârstă, greutate, coarne și ai dreptul să vânezi un cerb odată la 2 ani. Știu asta pentru că fostul șef era mare vânător. Și ce faci cu el unde? După ce îl vânezi? Îl pui pe perete. Îl pui pe perete. Păi uite, fii atent că avem apropo de asta. Uite, ne-a scris cineva, zice, sunt Nicu din Balc, Bihor, domeniul de vânătoare al domnului Țiriac, fost domeniul și castel al lui Ceaușescu. Acum vreo 30 de ani am fost după lemne în pădure și am dat peste un hoit de cerb. Am luat capul, l-am dus acasă, am curățat craniul și a ieșit o minune de craniu cu coarne. L-am fixat pe o scândură lăcuită și l-am agățat pe un perete într-o anexă a casei. Și a venit poliția. Nu. La câteva luni distanță, cineva mi-a oferit contravaloarea unei dacii aproape nouă la vremea aia. Acum privesc trofeul ca pe o avere, nu l-am dat. Acum așa... Nicule, e târziu, adică 30 de ani... A, eu cred că o dacia prinde. Cine mai zice cineva, ca să încheiem subiectul, că avem și noi cerbărie în România la Dârmoxa. E o super locație, Vlad din Iași. Ne recomandă să o vizităm. Deci avem cerbăria noastră. Frate, câte lucruri, eu am altă recomandare. De ciorbării, dar... Am văzut pe titulesc cu niște ciorbării, dacă vrei merge ajungem mai repede. Ciorbărie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.